de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața! Joi dimineața a apărut săptămânalul Mesagerul de Neamț cu, din nou, multe titluri interesante. Vom discuta mai spre finalul emisiunii sau mâine dimineață mai mult despre ziar. Vă spun doar că avem un material care arată cam cum merg lucrurile în România, că întotdeauna morții sunt de vină și că după ce ai suferit o nenorocire, tu și familia ta îți cauți dreptatea ani de zile și de cele mai multe ori nu o găsești din motive birocratice. Acum 3 ani jumătate a murit o femeie în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, după ce a născut, după ce a fost lăsată câteva ore cu pulsul extrem de mare, 220, dacă nu mă înșel, și n-a fost tratată, la un moment dat a fost tratată telefonic, deși ea era în spital și putea fi dusă, în cel mai rău caz, la urgență, în spital. Femeia a murit, a rămas în urmă un copil, soțul, și a urmat o anchetă. Ancheta, după 3 ani și jumătate, în care s-a așteptat până când a venit o expertiză care să susțină nevinovăția celor din spital, ancheta a conchis sec. Nu există o faptă, pentru că nu se poate face legătura între moartea femeii în spital și modul în care a fost tratată de către spital. Aici suntem de acord cu procurorul în totalitate. Nu poate fi nicio legătură pentru că nu există. Ea, după ce i s-a declanșat criza, n-a fost tratată decât când era pe ultima 100 de metri. Așa că aceasta este dreptatea românească. Undeva procurorul spune că nu există aspecte penale și că se pot îndrepta în civil după 3 ani și jumătate. Ceea ce deja este cu totul și cu totul altceva. Haideți să trecem la lucruri mai frumoase. Astăzi am zis că este foarte important să discutăm și poate chiar și cu alte ocazii despre posibilitatea ca anumite persoane, mai ales din zona rurală, să poată să obțină finanțări europene pe activități agricole și non-agricole în mediul rural. Puțină, nu, lumea știe, dar puțină lume știe cam cum este structurată activitatea în jurul acestor măsuri de ajutorare. De aceea am adus omul cel mai potrivit să ne explice astăzi cum stau lucrurile în acest domeniu. Este vorba de domnul Petrică Viorel Lisei, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț. Bună dimineața, domnule Lisei! Bună dimineața și mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Eu astăzi vă lansez o provocare. O să rog pe coleg să pună tema emisiunii de astăzi. Totul despre fonduri europene pentru activități în mediul rural. Cât se poate acum, mai ales că beneficiem de niște, cum să le spun eu ca să nu greșesc, fonduri europene care, a căror ghiduri sau ghiduri, nu așa da, se da, cheamă, sunt încă în dezbatere publică. În consultare. În consultare publică. Vă rog. Da. Nici nu știu cu ce să încep, că e un bagaj de informații foarte enorm. Mare. Enorm. M-am uitat enorm. Și eu înainte de emisiune și este enorm. Da, da. Numai la tineri fermieri avem câteva 10 de pagini, vă dați seama, la un singur ghid. Dar multiplicat, că noi avem foarte multe măsuri și atunci fiecare măsură este împărțită în submăsuri. De asta, în general, ne-am încercat să facem, să intrăm cât mai... pe fiecare felie de finanțare, ca să zic așa, pe fiecare domeniu. Aș vrea să fac un scurt istoric ca să înțeleagă auditorii dumneavoastră, dar
Cum, pe ce tipuri de activități finanțăm sau ce tipuri de... două clase mari, agricolă și non-agricolă. Pentru că, vedem, mediul rural nu este neapărat necesar o investiție în domeniul agricol, ci și în non-agricol, și în partea asta de activități non-agricole. Și, într-adevăr, aici am structurat anul ăsta și anul 2021-2022, avem 2 ani de tranziție. Noi începem un nou program 2021-2027, în care avem 2 ani de tranziție, în care au fost alocate undeva la 3.200.000.000 de euro, o sumă destul de consistentă, da? Pe toate submăsurile, aproape toate submăsurile pe care le avem noi la finanțare în general. Anul acesta vom da drumul probabil undeva din luna, la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, da? Vom da drumul la marea lor majoritate a finanțărilor pe fiecare clasă de investiții. Și aici vorbim, dacă ne referim puțin, referim la partea agricolă, vom da drumul la măsura 6.1, la tineri fermieri. Aici este un, la tineri fermieri este o măsură foarte, foarte așteptată în zona rurală de cei până în 40 de ani, da, în care avem și câteva modificări esențiale făcute în ghidul consultativ. Pe măsura 6.1 aș vrea să vorbim puțin, să intrăm puțin pe tineri fermieri. Aici sunt câteva condiții care fiecare tânăr fermier care vrea să aplice la noi ar trebui să o aibă în vedere. Deci câteva condiții. Să aibă vârsta până în 40 de ani, să dețină o exploatație agricolă. Ce înseamnă exploatație agricolă? O exploatație agricolă. Asta înseamnă că trebuie să dețină o fermă, să fie înregistrată la APIA. Aici și în funcție sunt două, împărțim din nou în două moduri. Modulul de zootehnie vegetal. Dacă dânsul, de exemplu, are numai în zona de zootehnie animale, atunci trebuie să fie înregistrat la DSV și la Registrul Agricol, da? La în UAT-ul unde are investiția sau unde își va face investiția. Deci trebuie să fie la APIA, DSV sau la Registrul Agricol o exploatație, una din cele trei. Să dețină o formă juridică, orice tip de formă juridică. Aici vorbim de un PFA, de un IE, de un SRL, de o cooperativă și așa mai departe. Deci absolut orice tip de formă juridică. Deci nu persoane fizice, asta e foarte important. Trebuie să dețină obligatoriu să lucreze la un plan de afaceri, da? În care va avea 3 obiective majore pe care le va expune în planul de afaceri și obligativitatea de a avea, după ce semnează contractul cu noi, maxim 6 luni de zile, de a face domiciliu în mediul rural. Deci domiciliu nu numai în mediul rural, cât în locul, în UAT-ul unde face investiția. Plus sediu și punctele de lucru ale noi micro-întreprinderi sau IE-ului, PFA-ului, ce face dânsul acolo, unde vrea să aplice, în ce domeniu vrea să aplice juridic, va trebui să fie în zona rurală, deci și sediu și punctul de lucru. Acum și va trebui într-adevăr la partea de ESO-uri, și când vorbim de ESO-uri vorbim de coeficientul valorii producției standard, în care fiecare exploatație, da, trebuie să îndeplinească și să atingă 12.000 de ESO-uri sau între 12.000 și 50.000 de ESO-uri maxim. Când vorbim de ESO-uri, coeficientul ăsta, să vă dau câteva exemple, de exemplu pe vegetal, un exemplu, pe vegetal, la partea de... De exemplu, dacă are un hectar de porumb, grâu, cultură arabilă, deci undeva la 600-640 de ESO-uri. Da? Pe partea de zootehnie, de exemplu, o vacă cu o bovină sau o vacă cu lapte, 1200 de ESO-uri. Sau dacă are o vină, 59, aproximativ 60 de ESO-uri. Un stup de albine, dacă are. Deci fiecare, de fiecare are un număr de, hai să spunem, puncte. Da, ca să înțelegem mai... Da, un număr de puncte, da. El trebuie să acumuleze un număr 12.000 de ESO-uri, asta este. Ca să poată să... Da. Iarăși, ce este peste 50.000 de ESO-uri, iar devine neeligibil. Adică este undeva... Și aici, începând de anul ăsta, avem structurate din nou două aspecte. Primul aspect este dacă în exploatația respectivă tânărul fermier, prin planul de afaceri, își expune sau integrează tot ce înseamnă operațiuni de
condiționare, procesare sau agricultură ecologică, atunci, și atunci va primi, va avea o finanțare de 70.000 de euro sau 60.000 de euro. La 70.000 de euro trebuie să încadreze între 30.000 de ESO-uri și 50.000 de ESO-uri, iar la 60.000 de euro trebuie să încadreze între 12.000 de ESO-uri și 30.000 de ESO-uri. Cei care nu reușesc și nu pot să prindă în planul de afaceri tot ce înseamnă partea asta de procesare, condiționare, activitate ecologică, atunci vor primi, cum au avut și până acum finanțare, 40.000 de euro sau 50.000 de euro în funcție de ESO-uri. Cam astea sunt, în linii mari, partea de condiționalități, să zic așa. Domnul director, practic, măsurile acestea ar trebui să vină în sprijinul, în primul rând, a celor din zona rurală. Numai zona rurală. Acum, ce e pe zona rurală la noi, n-am să știe. Noi nu avem, cum să spun eu, în zona de munte, avem un specific în zona de munte, avem un specific în zona, să zicem, Romanului, da? Avem un alt specific. Există măsuri pe zone care se pot aplica pe zone specific? Da. Până acum, până în ciclul de finanțare pe care l-am terminat 2014-2020, deci până anul trecut, într-adevăr, am avut finanțări pe tineri fermieri și pe mai multe măsuri, și pe măsura 6-3, investiții în exploatații a fermierilor mici. Am avut, într-adevăr, pe zona montană și zona non-montană, pentru că vedem, noi în zona montană avem undeva la 28 de localități în județul Neamț, unde se încadrează în zona montană. Asta v-am și întrebat. Da, da. Anul ăsta, perioada asta de tranziție de cei 2 ani de zile, nu mai cuprindem zona montană și non-montană. Va veni... Deci va fi un cadru general. Un cadru general, toată lumea, punctajul, va fi la nivel național, dar nu va mai fi structurat din nou pe două rapoarte separate. Sincer să fiu, pe partea unde aveam montan și non-montan, noi eram avantajați în Neamț, pentru că, având multe zone montane, puteam să ajutăm mai mult femeile. Cineva mi-a trimis mesaj și mi-a spus, dom'le, cum, ce facem cu montanul? De asta m-am întrebat. Da, da, da. Deci... În Neamț eram avantajați. Eram avantajați, cert. Amin. Pentru că reușeam să depunem în partea, în zona montană, mai multe proiecte, știți? Și atunci erau, intram în concurență, sau fermierii noștri intră în concurență doar cu cei din zona montană. Pe când așa, intrăm cu toată țara. Vă dați seama, partea de șes în sud sau în... Sunt fermieri acolo, cum să vă spun eu. Sau, dacă vorbim de Transilvania, au mult mai multă atractivitate spre fonduri, sunt învățați, au firme de consultanță mult mai, cu experiență mult mai mare, au partea de cooperative mult deci mai aici bine. Aici este, cred că, deja, cel mai mare avantaj. Da, partea, da, de cooperative, cooperative este, este dezvoltată și ei merg pe principiul unor vechi organizații, da, care nu sunt, se cunosc în zona noastră, se cheamă vecinătăți. Da. Și ei, pe zone, își fac aceste cooperative, da, da, între vecini, vecini de terenuri, etc. Eu când merg la promovare, în general, la diferite OAT-uri, diferite primării, sau unde sunt chemat să le vorbesc potențialii noștri beneficiari, totdeauna încerc să le aduc aminte sau încerc cumva să sprijinim cooperativele, să se asocieze. Este o reticență foarte mare, să știți, foarte mare. Când îi spui, domnule, știi că eu nu vreau să mă asoci, vreau, cu toate că... Este amintirea veche aceea peorilor. Știți, foarte greu, da, da. Mai ales la noi în zona montană, mai ales că zona noastră, Bicasa, sau zona, partea... A fost necooperativizată. Necooperativizată niciodată, nici în vremea comunismului. Și de atunci, de asta este și o reticență așa mare. Dar, încet, încet, cum să vă spun... Cred că avem în jur de 3-4 cooperative la, la nivel de județ Neamț. Avem. Avem. Pe când, să vă dau un exemplu, la Cluj sunt peste, ce să vă, peste 100 și ceva. Că nu așa, ca să vă dau un exemplu, să înțelegem deschiderea unora către, cum să vă spun, către nou, către posibilitățile de comasare a terenurilor, a producției, vânzării producției și așa mai departe. Sunt foarte multe avantaje. Domnul Elisei, viața la țară, în momentul ăsta, dacă mergem în anumite zone, în localități mari, precum Săbăoani, mai sunt câteva, da? Se apropie mult, încet, încet, de cea din zona urbană. Urban, da. Acum avem două ghiduri lansate, da, în care, încă în dezbatere publică, am înțeles, da, 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 în consultație, așa,
care vorbesc în primul rând despre activități non-agricole în zonă, adică ce se dorește probabil, cred, o dezvoltare a serviciilor de alt tip decât cel agricol, da, ca să crească nivelul serviciilor în zona rurală și dezvoltarea micilor firme în localități rurale pe orice înseamnă producție non-agricolă. Ne puteți vorbi un pic despre aceste măsuri? Da. Deci în zona rurală, din nou împărțim finanțarea sau liniile de finanțare în două puncte foarte mari. În zona non-agricolă vorbim. Vorbim de măsura 6.2, investiții în activități non-agricole, da? Înființarea primei activități. Asta înseamnă că nu a trebuit să mai ai tipul ăsta de activitate înainte, da? Să-l mai fi avut. Sau dezvoltarea unei activități non-agricole, măsura 6.4, da? Dezvoltarea unei activități non-agricole. Cele două submăsuri, una, măsura 6.2 de înființare, este cu sprijin financiar 100%, da? Sumele sunt aici de 50.000 de euro, da? În general pentru aproape toate... Fără cofinanțare. Deci fără cofinanțare 6.2, fără cofinanțare. Sumele sunt de 50.000 de euro la toate tipurile de investiție sau intensitatea sprijinului crește la 70.000 de euro cu numai la tipuri de activități, investiții în producție, tot ce înseamnă partea de producție, fabricare și așa mai departe. Iar la măsura 6.4, sprijinul financiar este de 200.000 de euro maxim, în care avem acolo este cu partea de cofinanțare, deci sprijinul în funcție de proiect, în funcție de din nou vorbim 70%, deci le structurăm în două module această finanțare. 70% sprijinul, intensitatea sprijinului este de 70% la absolut orice tip de activitate, da? Și crește la 90% sprijinul financiar doar la partea de producție din nou. Deci am prioritizat și la 6.2 și la 6.4, deci mărim sumele și ajutăm cumva sau sprijinim tot ce înseamnă partea de producție. Asta este prioritatea. Bun, haideți să intrăm un pic în amănunte, că așa sună foarte bine. Ai 50.000 de euro să desfășori o afacere în mediul rural. Corect. Bun, dar ca să desfășori o afacere, ai nevoie de sediu, de teren sau de clădire. Da, da, da. În ce măsură lucrurile astea intră în finanțare? Adică, știu eu, cumpărarea unui teren, a unei clădiri. Da, deci la măsura 6.2, obligativitatea sau să fii eligibil, în primul rând trebuie să-ți faci un startup, o entitate nouă juridică, da? Sau dacă cumva ai avut o societate, o entitate juridică, eu când vorbesc entitate, vorbim și PFA, și IS, și SRL, absolut orice tip de entitate juridică. Trebuie să nu fi avut activitate în domeniul în care aplici. Adică dacă mergi pe servicii, să zicem, de servicii auto, da? Vrei să faci un service auto, da. Nu trebuie să mai fi avut, de exemplu, la service auto este 4520. Nu trebuie să mai fi avut codul CAEN respectiv autorizat vreodată. Deci trebuie să ai cod CAEN autorizat nou. Adică, și mai ales tu să începi tipul ăsta de activitate să nu-l fi avut anterior. Aici este, că de asta se cheamă înființare. Și atunci noi sprijinim acest tip de activitate, orice tip de activitate nou. Da? Și să dețină punctul și sediul de lucru trebuie să fie obligatoriu în mediul rural. Așa. Și, bineînțeles, să creioneze, deci să facă un plan de afaceri. Și atunci fiecare potențial beneficiar își face un plan de afaceri. Dom'le, ce vreau eu să fac? Aici, fiecare tip de activitate are specificul ei. În ce sens? Dom'le, eu dacă vreau să-mi fac, nu știu ce tip de... Haideți să o luăm, de exemplu, partea asta, vorbim din nou de service. Da? Să știți că service mai puțin au venit la noi în audiență sau au venit pentru a aplica sau pentru a se informa. Au venit foarte multe cu spălătorie auto. Și cele nu spălătorie auto cu angajat, cât cele automate, cu fisic, da, automatizate. Da. Aici, ce se întâmplă? Faptul că dânșii fac un tip de activitate ce necesită o investiție care are în componența ei construcții și montaj, aici trebuie să facă dovada proprietății. Și atunci entitatea juridică, SRL-ul, IU, ce este el, trebuie să facă dovada proprietății. Sau dacă construiești o hală, da? Nu mai vorbim de orice tip de activitate, o producție. Îi trebuie o hală, da? Vrea să construiască sau vrea să modernizeze o hală.
iarăși, din nou, trebuie să facă dovada proprietății. Nu e suficient să ai concesionat terenul. Nu, nu. Deci trebuie să fii proprietar. 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 Acum, ca să fii proprietar, cum faci? Că toată lumea își face o entitate, două tipuri. Ori faci act de vânzare, cumpărare, act de moștenire nu se poate, pentru că fiind entitate nouă, nu poți să spui că entitatea a moștenit ceva. Sau superficie. Sau contract de superficie. Da? Ce înseamnă contract de superficie? Contractul de superficie înseamnă că cedez dreptul de proprietate pe o perioadă limitată. Da? Eu, în general, la toți le spun să facă minim 10 ani de zile. Pentru că durează 3 ani implementarea, 2 ani controlul. Adică știți cum e? E foarte bine să aibă o marjă totdeauna. Minim 10 ani. Sau n-avem o marjă, ca să înțelegeți de... Eu așa... Deci cedez dreptul de proprietate pe o perioadă limitată celui care face activitate. Entității juridice care sunt naștri, PFI și așa mai departe. Și pot, exemplu, eu sunt acționar la o societate. Da. Cedez dreptul de proprietate al meu ca persoană fizică entității juridice? Nu, dar când vorbim de proprietate, nu putem să spunem noastră ca acționar, că dreptul de proprietate e drept de proprietate. Păi cine are dreptul de proprietate poate să cedeze. Deci eu sunt persoană fizică, proprietar. Și vreau să cedez dreptul de proprietate entității juridice pe care... Deci se poate. Păi numai entității juridice, nu persoanelor fizice. Nu persoane... finanțăm persoanele fizice. Am înțeles. Din start, ca să... Adică să înțeleg. Nu, dar eu ziceam că să nu zică cineva, domne, tu ești acționar la entitatea juridică și cedezi dreptul de proprietate. Nu are niciun fel de... Important este noi când facem sau când depunem beneficiarul la noi sau orice... Să facă dovada proprietății, dacă construiește ceva, dacă modernizează, pentru că, haideți să luăm, dacă construiește o hală, da? Nu poate, dacă există o anumită anomalie sau are o problemă în interval de un an, doi, trei, nu poate să ia hala în spate să plece, să o demonteze, nu. Sau dacă construiește, modernizează o hală, îi face de la tot ce înseamnă izolații, tot ce înseamnă partea termică, instalație și așa mai departe. Sunt foarte multe componente care, odată montate, nu poți să le mai scoți de acolo. Adică, și atunci noi ne luăm marja de siguranță în care să spunem, domnule, finanțăm, dar să vedem că ești proprietar. Măcar... Nu mâine le-ai luat în spate și le-ai dus. Se poate, într-adevăr, la partea de dotări, dacă foarte multe, și să știți că pe 6-2, foarte multe lume își fac dotările. Adică își iau diferite utilitare, să zicem, specializate, da? Sau diferite de la laptop, tot ce înseamnă partea de componente electronice și așa mai departe, tot ce înseamnă partea de IT. Deci dacă face numai dotări, da? Nu are nevoie de a face dovada proprietății. Da. Asta. Bun. Cam. Și acum, haideți că eu sunt foarte interesat de partea de servicii în mediul rural. Pentru că, de fapt, acolo este o mare problemă. Noi când ne gândim servicii în mediul rural, avem așa tendința să mergem să ne gândim direct spre partea de agricol. Dar nu, serviciile înseamnă mult mai multe lucruri. De exemplu, nu știu, sunt servicii de care ar trebui să beneficieze o firmă sau firmele din mediul rural și greu le obțin, pentru că, în general, firmele care oferă aceste servicii se duc în zona urbană. Vă dau un exemplu, că ne lovim de asemenea. Fiecare firmă trebuie să aibă planuri acelea speciale pentru protecția angajaților. Sunt oameni care se ocupă cu așa ceva, că vine ITM-ul peste tine și te controlează. Nu le ai? Așa. O firmă care vrea să facă asemenea activitate poate fi finanțată prin aceste activități non-agricole? Da, ca principiu. Adică, ca principiu, știu că poate. Pe mine mă interesează dacă el poate obține punctajul necesar, măcar cel minim, ca să se califice pentru așa ceva. Noi, anul acesta, da? Perioada asta de tranziție, cei 2 ani de zile, am prioritizat 2 tipuri de investiții majore. Primul tip este pe care l-am prioritizat este cel legat de producție, tot ce înseamnă parte de producție, da? Și fabricare, oricât de tip de, cum să vă spun, orice tip de activitate, în cadrul fabricării, tot felul de produse. Adică absolut nu avem o limită la treaba asta de producție. Și al doilea mare pilon pe care îl finanțăm din nou este partea de servicii medicale, partea de stomatologie. Da, este normal. Da. E normal să fie la țară. Da. Deci, practic, e destul de
generos caietul de sarcini, ca da, ghidul, da, da. Dar în realitate trebuie să te duci să intri pe punctajul acela, da, și să vezi ce anume primește puncte, da, mai multe, da, ce anume, ce anume așa, nu. Așa este. Și am mai prioritizat ceva. Prioritizăm tot ce înseamnă digitalizare în cadrul unei firme. Da? Adică în planul de afaceri, obligatoriu, începând de anul, ca să ai un punctaj minim 10 puncte, da, va trebui să cuprindă un aspect de digitalizare în orice tip de activitate. Aici, dacă vorbim, de exemplu, de activități, cum să vă spun eu, de exemplu, la partea de bungalow sau la partea de servicii turistice, da? Obligativitatea. Bine, dacă vorbim la servicii turistice, anul acesta nu mai finanțăm, deci construirea pensiuni, de pensiuni, agropensiuni și tot ce înseamnă parte de hoteluri. Dar asta, în schimb, la agropensiuni, pentru cei care au se, da, pot accesa fonduri, da, pentru, da, dezvoltarea lor. Păi da, bineînțeles, numai cei care sunt deja în activitate, sunt înregistrați, da, au activitate de turism și așa mai departe. Și atunci, într-adevăr, poate să-și modernizeze în cadrul serviciilor de turism partea de agrement. Da? Partea de agrement care, într-adevăr, îi ajută foarte mult. Am văzut că se poate finanța. Da. Uitați, o întrebare. În planul de afaceri, cine calculează bugetul? Întreabă o doamnă. Bugetul este calculat de beneficiarul nostru, de cel care aplică. Bun. Haideți că acum eu sunt un beneficiar. Da? Sunt un beneficiar, dar nu mă prea pricep la calcule, că eu vreau să-mi fac, v-a spus dumneavoastră, o spălătorie auto. Și eu mi-am făcut calculul simplu. Mă costă 40.000 de euro spălătoria, instalarea mă mai costă vreo 3-4.000 de euro, racordurile nu știu cât. Hopa, am ajuns la 50.000. Dar eu nu știu să-mi fac proiectul. Și atunci trebuie să apelez la o firmă specializată. Da. O plătesc eu din buzunar sau există posibilitatea ca firma aceea să fie plătită din bugetul pe care îl facem la proiectul respectiv? Bugetul are două componente. O componentă 100% eligibilă și o componentă neeligibilă. Partea de 50.000 de euro este o componentă eligibilă în care intră inclusiv partea de consultanță. Dacă are numai o componentă de dotare, este de 5%, maxim 5%, dacă face construcție și montaj, deci construiește ceva, poate să meargă până la 10%. Dacă asigură și, da, partea de... Da, proiectare și așa mai, exact, departe, adică, da, mai complex puțin partea, da, de... Deci, practic, eu trebuie să-mi calculez bugetul, dar pot să, după ce îmi calculez eu necesitățile, apelez la o firmă, da, de consultanță. Da, și atunci creionați împreună, să zic așa. Dar trebuie să știi, fiecare trebuie să știi ce vrea să facă, exact, în cadrul... Spuneți-mi un pic așa, din experiența noastră, câte proiecte făcute de o persoană, de o firmă, fără consultanță, au ajuns să fie finanțate? Cred că undeva la 10-20%. Deci maxim 10-20%. Și asta o fac oameni care deja probabil că au o experiență. Au experiență în spate, știu. Eu, să știți, că încurajez totdeauna fiecare să renunțe la... Să citească forță. Să facă singur. Să citească și să vină la noi cu informații. Pentru că noi în general... Oferi, da, niște... da, și suntem deschiși. Mult mai deschis față din alte perioade, să zic așa. Unde eram foarte restricționați, să știți. Problema nu că nu vroiam noi. Foarte restricționați. N-aveați voie, ca să nu se interpreteze. Încă o dată, noi avem voie să facem consultanță, încă o dată. Nu avem voie să facem scriere. Nu. Dar informare, suntem obligați. Avem obligativitate, adică intră în fișa postului. Bun, și eu, de exemplu, sau doamna care ne scrie aici, scriu un proiect. Nu-l ridic pe platformă. Vin cu el înainte. Și zic, doamne, vreau să fiu și eu informat dacă e bun sau nu. Acum, noi nu putem citi tot proiectul, vă dați seama. Că, dar, punctual, doamna trebuie să vină să spună, doamne, uite, aici am o problemă. La punctul X, uitați cum procedez. Așa sau așa? Și atunci noi dăm informat. Nici la noi nu putem să informăm 100%. Vă dați seama că nu putem ști ce... Că practic ați scrie proiectul. A scrie proiectul. Dar putem să o informăm. Doamne, uitați, cam asta este punctajul. Aici se poate, aici nu se poate. Pentru că fiecare beneficiar va face un prescoring, deci își face un scor, să zic așa, pe fiecare proiect. Dom'le, am 65 de puncte. Dacă cumva îl depune în luna respectivă, cum se depun, ca să luăm și puțin ca o informare.
în fiecare lună se vor putea depune proiectele pe fiecare măsură, sub măsură, în funcție de punctajul respectiv. Punctajul descrește de la un anumit punctaj, da, până la, de exemplu, haideți să zicem, în luna iulie este posibil la măsura 6-2, dau ca un exemplu, să începem cumva, probabil, de la vreo 70 de puncte sau 75 de puncte maxim, pentru că ăsta va fi cam punctajul maxim pe care un beneficiar poate să-l depună pe măsura, poate să-l facă pe măsura 6-2. Și atunci începem 75 de puncte luna iulie, 65 de puncte luna august, 55 de puncte luna septembrie și tot așa până atinge pragul. Fiecare își depune proiectul, nu îl depune în prima lună. Așa, pentru că dacă îl depune la 75 de puncte, noi evaluăm proiectul și vedem că nu are 75, tu ai 3. Auto-evaluat, este neeligibil. Și atunci n-are rost. Neeligibil. Neeligibil. Adică nu mai poți să-l mai depun în sesiunea respectivă. Și atunci stai până când se apropie când timpul tău. Da, când îți vine luna, când ai punctajul respectiv. Pentru că și la noi, și noi verificăm încă ceva. Să depun proiecte până atingem un prag, nu 100%. Pentru că noi din experiență totdeauna ce-am mai făcut parte foarte bună. Încercăm să nu avem 300, 500%, 1000% depuneri. Că știți cum muncim degeaba și până la urmă vedem că finanțăm numai 10% sau 20% din ce depunem. Și atunci s-a mers, încă nu s-a luat încă hotărârea 100% cum vom merge anul ăsta, dar undeva să merge 150% sau 200% din suma pe care o avem noi. Adică, mai luăm din nou ca exemplu că e mai sfânt. Avem 50.000 de euro scoase pe măsura, vom avea scoase pe măsura 6-2. Aici vom merge probabil undeva la 100.000 de euro. Acolo se va opri, când se va face pragul de 100.000 de euro, parte financiară, se va opri sistemul. Atunci nu mai poți să mai depui. Înțeles. E destul de complicat așa, dacă stai să te gândești, dar cine dorește, poate să așa este. Să facă. Și anul acesta, revin puțin la 6-2 și după asta avem foarte multe informații acum, sunt foarte multe cerințe, foarte multă lume ne întreabă, mai ales fiind în zona noastră, de tot ce înseamnă pensiuni și agropensiuni. Aici aș vrea să ating câteva aspecte. În județul Neamț, în ciclul de finanțare 2014-2020, cel care l-am închis anul trecut, am finanțat în județul Neamț în jur de, cred că, până în 70 și ceva de pensiuni. Deci, destul de... Din 70 și ceva de pensiuni, au rămas în ziua de astăzi, după 5, 6, 7 ani, deci după ce au trecut perioada de monitorizare, au rămas undeva, cred că, până în 20 de pensiuni. Deci... Și restul s-au transformat în case de locuit. Da. Eu acum nu pot că s-au trăit în case de locuit, că le-au închis și așa mai departe. Și cu ce completare și ce vreau să le spun auditorului dumneavoastră? Că din 2023 vom da din nou drumul. Deci vom finanța din nou și pensiunile, și agropensiune, și tot ce înseamnă partea de hotel. Dar anul acesta, de fapt cele 2 ani pe tranziție, vom da drumul numai la tot ce înseamnă parcuri cu rulote, campinguri, bungalouri, căsuțe și aș vrea să vorbesc puțin ceva ce nu avem și ceva este noutate și zic eu, ar prinde foarte bine, credeți-mă, tot ce înseamnă puncte gastronomice, locale. Asta este o noutate și imediat o să vorbesc câteva cuvinte ce înseamnă, cum să vă spun, este o noutate la finanțare. Și pentru noi, că încă... La finanțare, pentru că ele au fost lansate acum un an, jumate, două, da. Dar erau în sarcina doar a DSP-urilor să controleze, DSPSA-urilor, pardon. Da. Așa? Și ce înseamnă punctul ăsta gastronomic local? Practic poți găti în gospodăria proprie... Da. Pentru un maxim de persoane, adică mi se pare 12 persoane, 14, nu mai zic. Nu. Maxim ai voie la punct gastronomic local să ai 4 mese cu 12 persoane. Asta este maximul. Da. Ce poți să faci cu cei 50.000 de euro pe care iei, 100% nerambursabil? Îți dotezi bucătăria, îți faci o extindere de terasă, îți faci o baie, îți faci și circuite. Pentru că singurul lucru care noi îl vom cere... Să aibă autorizație de la DSV, Direcția Sanitară Veterinară, când va veni, și DSV, DSP și așa mai departe. Deci trebuie să fii autorizat. Și atunci trebuie să ai niște circuite, bucătăria. Trebuie să ai niște circuite pe unde intră materia primă, pe unde intră
servirea către cât de cât, adică... Deci ele nu vor fi la nivelul restaurantelor sau pensiunilor. Da, obligatoriu, da. Deci nu va fi. Da. Dar va trebui să aibă minim, un minim de, cum să vă spun, de... Asta e una. Dotări și utilări. În altă ordine de idei, nu ține de finanțare, la un punct gastronomic local se prepară mâncare tradițională și nu ai voie mai mult de 3-4 feluri pe... Da, 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 da. Sunt pentru niște reguli. Da. Oricum ar fi o sursă de venit pentru cei care locuiesc pe zone tranzitate de turiști. Și nu numai. Da. Și nu numai, să știți, în zone mai puțin accesibile. Sau în zone, cum să vă spun eu. Acum fiecare trebuie să vadă, el trebuie să fie și să aibă și în tipul lui, în exploatații, în ferma lui sau în gospodărie, să zic așa, trebuie să aibă și câteva, ori animale, ori teren, ori ceva, să facă... Legume, fructe, da, ceva. Da, adică să facă dovada că, dom'le, ce am eu și cultiv eu în curtea mea, pot să dau să, la cei care vin și servesc masa acolo și așa mai departe. Deci asta este un lucru, zic eu, care la noi va prinde, să știți, față de alte, pentru că avem o zonă cu interes de... În specificul ăsta. În general, se gătește bine. Și se gătește și mâncăm bine. Da. Și al doilea lucru, deci finanțăm anul ăsta, deci nu mai finanțăm, v-am spus, dar vom finanța căsuțele și bungalouri. Aici vreau să fac o mică precizare. Când vorbim de bungalou, nu vom mai finanța, știți, ca să nu mai existe posibilitatea de a face casă, cum a spus dumneavoastră, locuință după. Nu finanțăm bungalou, ce are definiția lui, ca fiind un loc de cazare cu 8 camere maxim, da? Cu băi, bucătărie, dar aici venim cu o condiție restrictivă. Ai voie un singur bungalou la investiții și trebuie să ai numărul de locuri de la bungalou, trebuie să fie egal sau mai mare cu numărul de locuri din căsuțe. Trebuie să faci, deci, obligatoriu, dacă ai un bungalou de 8 căsuri, de 8 camere, să zicem, dar ăsta e maximul, eu vorbesc de maxim, da. Nu poți să faci, atunci trebuie să ai, vă dați seama, minim 4 căsuțe cu câte 4 locuri, sau 8 căsuțe cu 2 locuri. Nu poți să ai numai bungalou? Nu. Deci tu trebuie să faci căsuțe și bungalou. Bungalou, da. Dacă vrei să faci numai căsuțe, poți să faci numai căsuțe. Dar care e logica? Că nu înțeleg că și în bungalou cazezi, nu? Încercăm cumva să evităm bungalou, că până la urmă bungalou respectiv fiind 8 camere, poți să-l transformi în casă de locuit în timp. Pentru că la bungalou nu avem o definiție, să-l faci din lemn sau diferite materiale de construcție. Ca să nu mai intrăm, trebuie digitalizare, mediu, adică ai niște pași aici, adică trebuie să te gândești când faci un tip de activitate genul ăsta, trebuie să înglobezi în activitatea respectivă, inclusiv... Bun, acum, suntem doi oameni aici care discutăm. Eu îmi fac un bungalou de 8 locuri și cu 2 căsuțe. Nu puteți 2. Sau 8 căsuțe. Pentru că la căsuțe, maxim puteți să aveți 4 locuri într-o căsuță. Deci trebuie să faceți numărul de... locuri din bungalou trebuie să fie egal cu număr, egal sau mai mare. Da, minim egal. Bun. E clar că acolo nu poți primi un grup de turiști. Pentru că nu ai locuri suficiente. Dacă vine un... chiar un autocar mai mic. Și atunci trebuie să te gândești în perspectivă. Vreau să fac mai mult. Nu am bani. Pot intra după un ciclu financiar să dezvolt afacerea? Obligatoriu, da. Niciun fel de problemă. Asta este o primă etapă. Da? Deci se poate, se da? Adică poate, să-mi da. Fac un... Adică anul ăsta, domne, finanțez tipul ăsta de activitate, da? Și atunci construiesc bungalouri și 4 căsuțe, să zic, sau 2 căsuțe. Că bungalouri nu e obligatoriu să fie 8 camere. Poate să fie de 2 camere, de 3 camere. Și atunci poți să faci numărul de căsuțe mai mic. Da? Deci numărul de locuri. Asta e. Și încă un lucru important. Între căsuțe trebuie să fie o distanță de minim 3 metri. Adică nu poți să pui căsuță lângă căsuță lipită. Totdeauna să aibă loc, spațiu de rulotă, de camping, de tras mașină, așa mai de. Adică trebuie să ai și o anumită suprafață de teren. Deci trebuie să ai o suprafață de teren. Da, adică nu poți face în 300 de metri sau într-1000 de metri, nu poți face. Și bungalou și căsuțe, pentru că ele trebuie. Ar trebui să facem odată o emisiune numai pentru genul ăsta de... Că așa putem ajuta oamenii. Adică, cum poți să faci genul ăsta de activitate? Cum poți să faci genul ăsta de activitate? Dar aici, să știți că foarte multă lume puțin fac și bungalou și căsuțe. Marea lor majoritate a celor care au venit la informare și care deja, cred că am în jur de 10... potenți beneficiari care vor să facă căsuțe. Dând și foc numai căsuțe, vă spun sincer. Acum, la căsuțe depinde câte vrei să faci și ce fel de tip de activitate vrei să faci. Pentru că dacă vrei să faci, să pui 3 căsuțe, 4 căsuțe, da, sau 5, te adresezi măsura 100%
finanțare, cu finanțare sunt de măsură 6-2. Deci 50 de mii de euro. Dacă vrei să faci ceva mai complex, te duci la 200 de mii. Te duci la 200, 200 și pui tu 20. Te duci la 260 de mii de euro, adică cu finanțare 70-30, așa este finanțarea pe măsura mare, da? Și atunci 200 de mii de euro este partea noastră de finanțare. A, deci cu 60 de mii de euro. Deci se dă 200 și tu pui în plus. Nerambursabil, și mă refer. Pui în plus. Ci peste 200, în funcție. Dar nu e obligatoriu 260. Poți să faci 160. Da. 100 de, și atunci este proporțional 70-30. Asta trebuie să fim... Am înțeles. Am înțeles. Da, sunt multe lucruri. Haideți să, pe final, și promit că vom mai face emisiuni, dar țintite. Da, punctuale. Țintite pe anumite lucruri, haideți să amintim încă o dată cine poate beneficia de finanțări, adică beneficiarii eligibili pentru aceste afaceri neagricole din județul Neamț, pentru că eu sunt convins că aici vor fi foarte mulți care vor veni. Așa este. Deci cine anume poate face? Deci trebuie să-și facă o entitate juridică nouă, deci un startup, da. Așa. Sau dacă are societate, entitate juridică cu istoric în urmă, 1, 2, 3 ani. Tot în mediul rural. Nu e obligatoriu mediul rural aici. A, deci nu mai se deschide punctul de lucru. Nu, trebuie să, sediul și punctul de lucru trebuie să le mute în rural, adică când fiind la finanțate la noi, Te muți în rural. Și să nu mai fi avut tipul ăsta de activitate pe care la care accesează, să nu mai fi avut înainte la ONRC. Încă o dată, noi suntem prima instituție digitalizată din țară, 100%, de un an jumătate, doi. Adică noi nu mai verificăm, nu mai cerem acum la ONRC să vin să văd, domnule, codul CAEN să văd. Nu, noi intrăm, avem coduri și parole pe fiecare segment, inclusiv APIA, inclusiv la finanțe, peste tot. Și noi verificăm viabilitatea economică, verificăm codul CAEN. Și atunci îl găsesc pe beneficiarul nostru. Dom'le, uite, vezi că acum 3 ani de zile, acum 5 ani de zile, tu ai avut pe codul CAEN pe tipul ăsta de activitate pe care, la care vrei să accesezi. Și atunci ești neeligibil. Deci, adică, trebuie să fie foarte corecți beneficiarii noștri, știți, în general, că noi, până la urmă, îi găsim. Asta e problema. Dacă, așa. Deci, să dețină sediul și punctul din mediul rural, și să, bineînțeles, să facă un plan de afaceri pe măsura 6-2, iar la măsura 6-4, măsura mare, cu cofinanțare, acolo trebuie să facă un studiu de fezabilitate, pentru că e mult mai o activitate mai complexă. Și studiul de fezabilitate ți-l face cineva? Da, studiul de fezabilitate ți-l face firma de consultanță sau ți-l face cineva. Sau poți să-l faci și tu, nu e o problemă. Dar acolo sunt multe aspecte, în primul rând, de proiectare, tehnice, dotări, cum să vă spun eu, cantități de materiale și așa mai departe. Pentru că acolo sunt toate schițate pe capitole, subcapitole și, bineînțeles, bugetul. Când îți faci bugetul, trebuie să fii foarte atent. Da? Una la mână, doi la mână. Când previzionezi, că și aici previzionezi niște venituri, niciodată trebuie să fii niște venituri, cum să vă spun, niciodată... Nu poți să le nimerești. Da, dar nu trebuie să nici să le umfli. În general aveam proiecte, domnule, puneau niște sume, vă spun sincer, și nu beneficiarii noștri, cât consultanții în general. Știți că aici este... Domnule, nu-l învăța pe... Consultantul stă în birou. Și încă o dată, responsabilitatea consultantului nu este. Pentru că el și-a luat banii, nu are nicio responsabilitate, pe când responsabilitatea rămâne și cade în sarcina exclusivă a beneficiarului, a celor care aplică. Și de asta el trebuie să fie foarte atent și să-și facă un plan de afaceri realist. Dacă acum ar trebui să începem o altă emisiune, care este primul subiect pe care l-ați abordat de interes pentru cei care se uită? Cred că măsura 6-2, 6-4 pe activități non-agricole. Deci acesta ar fi. Bun. Cu toate că, îmi cer scuze, dacă aș vrea să vorbesc și puțin de partea agricolă. Aici avem în următoarea perioadă avem 2 minute. 760 de milioane de euro, enorm de mulți bani. Numai dacă facem un istoric, în 2014-2020, în 7 ani de zile, am avut 820 de milioane. Și noi avem numai acum 760 de milioane de euro pe care vom merge la finanțare începând din luna iunie. Adică o sumă foarte mare și am avut măsura 4-1 exploatații în care am despărțit-o în 7 submăsuri. Adică fiecare beneficiar poate să depună 7 proiecte odată. Haideți să vă traduc eu asta. Nu mai beneficiază de aceste fonduri doar marile exploatații agricole,
pot beneficia de aceste fonduri și exploatațiile mijlocii și chiar și mici. Și în funcție de fiecare tip de investiție, adică dacă vreau să fac irigații, noi ne-am putut până acum să ajutăm irigații. Irigații înseamnă cu săpări, cu dotări, cu utilaje, cum este un complex. Acum o să avem o sumă destul de mare numai pentru partea asta de irigații, dacă vrei. Sau vrei să-ți iei utilaje agricole. Iarăși, pentru utilaje agricole și toată finanțarea va fi 70-30, ca să ne înțelegem. 70% este finanțarea noastră, 30% este cofinanțarea beneficiarului. Da, ne gândim împreună și vom veni cu o emisiune țintită, cu exemple, dacă se poate. Și poate n-ar fi rău odată să discutăm și despre lucruri bune care s-au făcut și care nu sunt cunoscute, au fost finanțate prin afieri, în general, pentru că puterea exemplului este mai bună decât orice. Da, mulțumesc, domnule Elisei, pentru participarea la emisiune. Vă dorim baftă să vedem aceste ghiduri, că ele vor fi și trec de partea asta. De consultative, vor fi ghiduri finale. Vor fi probabil, ghiduri finale și atunci... Până pe 15 iunie. Exact. Da. Ei, atunci cred că ar fi momentul să facem o altă emisiune în care să discutăm. Domne, uite, asta este situația. Okay. Mulțumesc, cele bune, oameni buni, să fiți sănătoși și calmi. Că în România, dacă nu ești calm, te ia cap. Cele bune, la revedere!